Salutare, dragii mei, și bine ați revenit aici pe acest canal. Astăzi sunt așa foarte primăvăratică, deși aștept să-mi vină o nouă loțiune autobronzantă, pentru că pe corp sunt foarte, dar foarte albă. Dar să zicem peste asta, mi-am pus așa o pălărie drăguță să mă simt ca și pe plajă și m-am gândit să facem astăzi clipul cu cele mai scumpe produse de la mine din colecție, dar cele mai scumpe și cele mai mișto, cele care mie îmi plac foarte mult și pe care am meritat să-mi cheltui bănuții. Am adunat aici câteva, eu am calculat așa că ar fi cam 10 din această categorie, dar vedem noi la final că știți cum stă treaba, întotdeauna mai găsesc ceva de adăugat și de povestit. Ca să începem, aș vrea să vă spun prima oară despre acest glos de la Fenty. Da, este un glos, te-ai gândit că nu merită să dai mulți bani pe un glos, dar să știți că este un glos genial, care rezistă foarte mult pe buze, deși, na, glosurile în momentul în care ai mâncat s-a dus. Dar să știți că acesta nu. La mine rezistă destul de bine, îmi place că nu este extrem de lipicios, este puțin, adică nu este ca și un ruj mat, hai să fim serioși, dar nu este exagerat de lipicios și în plus de asta miroase foarte bine. Eu am varianta full size, dar am și o variantă mini pe care am primit-o. De fapt, n-am primit-o când am cumpărat un iluminator, atunci era în pachet și varianta mini. Dar merită, e în jur de 90, 100, 100 și un pic de lei. Desigur că găsiți glosuri și la 20 de lei, dar clipul de astăzi este pentru acele dintre voi care doriți să cheltuiți un pic mai mult și să vă răsfățați. După aceea, aș vrea să trecem la paletele mele de la Urban Decay Naked. Și asta pentru că a fost o mare, mare nebunie cu paletele Naked. Nebunie care pe mine nu m-a prins, recunosc. Nu înțelegeam care e toată nebunia cu Naked 1, Naked 2, Naked 3 și mă gândeam, okay, pentru ce să dau, nu știu, 170, 200, nici nu știu cât erau sau cât sunt în momentan paletele, dar nu vedeam niciun rost. Însă, atunci când au apărut Naked-urile un pic mai colorate, cred că prima pe care am cumpărat-o a fost Naked Heat. Deci când a apărut aceasta, vreau să vă spun, am văzut-o online. În ziua respectivă m-am și dus în câteva minute la magazin să o văd și în față, face-to-face, să o pipăi, să o văd, pentru că pe atunci aveam voie să pipăim produsele și mi-am cumpărat-o. Deci vreau să spun, a fost dragoste la prima de vedere. Este o paletă perfectă pentru toamnă, pentru... Da, cred că doar toamna o folosesc, atunci apelez la ea, însă este genială și își merită toți banii. Singurul inconvenient, dar nici nu aș putea spune că este neapărat inconvenient, este faptul că farturile sunt extrem, extrem de pigmentate și trebuie să aveți foarte mare grijă, pentru că dacă aplicați o cantitate prea mare o să vă sperie și o să aveți niște ochi de racun, cum se numesc animăluțele acelea, și o să vă sperie puțin și nu o să vă placă dacă nu sunteți prea pricepute. Așa că zic să luați puțin câte puțin, să vă construiți acoperirea cu fardul pe care o doriți voi și să fie acea intensitate care vă doriți, dar nu aplicați mult dintr-o dată. După aceea, nebunia Naked a continuat când a apărut Naked Cherry. Și aceasta este o paletă absolut superbă. Știți deja cuvântul meu preferat, absolut superbă, de fapt, cuvintele. Și ultima de la mine din colecție este Naked Ultraviolet. Este aceasta, este una dintre ultimele lansate. Știu că de atunci am mai lansat una cu niște nuanțe mai spre verde, pe care am pus și ochii, dar încă nu am cumpărat-o. Așa este. Fiecare paletă are, dacă nu mă înșel, 12 nuanțe. Parcă 2, 4, 6, 8, 10, 12 și are atât nuanțe mate cât și nuanțe sidefate. Sunt ceva de vis paletele acestea și eu vi le-aș recomanda, în special dacă vreți să aveți o paletă una, dar bună, acestea sunt de vis și merită să investiți banii în ele. Următoarele categorii de produse sau următorul brand de la care eu sincer nu am încercat niciun produs care să mă dezamăgească, este vorba despre MAC. Am de la ei, de fapt am adus aici, dacă vreți să vedeți, am un clip cu top 5 produse preferate de la MAC. Mergeți să-l vedeți dacă vreți mai multe informații, dar am adus aici 3 produse pe care eu vi le recomand și pe care vi le-aș sugera să vi le cumpărați. Este vorba prima oară despre fondul de ten. Eu l-am momentan pe acesta, Studio Fix Fluid, și să știți că de foarte multe ori, chiar și acum câteva zile, au avut o ofertă, orice fond de ten era 99 de lei. Eu zic să profitați din plin de ofertele acestea, în special dacă nu știți produsele și nu știți cum se
comportă pe tenul vostru, mergeți în magazin, cereți o mostră, sunt foarte amabil și vă dau o mostră din produsul pe care îl doriți și după aceea când îl prindeți la reducere, cumpărați-l. Aș mai recomanda și paleta aceasta de anticearcăn și de corectoare. Așa arată. Eu m-am gândit foarte mult, cred că un an jumate m-am gândit la ea până mi-am cumpărat-o și tot așa am prins-o la reducere. Cel mai probabil aș fi cumpărat-o și la preț întreg, pentru că atât de mult mi-o doream, dar dacă am găsit-o la reducere am zis că hei, e perfect. Și în plus de asta, tot așa și anticearcănul acesta de la, din gama MAC Studio, din gama Waterweight, de fapt, așa arată. Este foarte mișto. Este o culoare mai închisă pentru că l-am găsit la reducere pe Douglas și am vrut neapărat să-l testez și să văd cum este, dar să știți că în momentul în care se aplică pe ten, pare mai portocaliu așa, dar în momentul în care îl blenduiți arată superb. Eu vă recomand produsele MAC, le găsiți atât în magazin, dacă cumva nu aveți magazin la voi în oraș, puteți să le comandați online. Următorul brand este Laura Mercier. Sunt sigură că știți și voi acest produs, mai ales dacă sunteți pasionat între ale machiajului. Este sigur un meu produs de la ei până în acest moment, dar vreau să vă spun, mi-am dorit-o foarte mult. Până la noi nu era, mi-era cumva frică să o comand online pentru că nu știam cât este de sigur site-ul de unde o comandă. Știți că brandurile acestea high-end sunt de foarte multe ori copiate și puteți să cumpărați un produs care de fapt este fake. Și când a fost la Paris n-am putut să mă abțin și am cumpărat-o. Din păcate la voi nu se vede foarte bine pentru că este mult prea lucios și vreau să vă spun, merită cu vârf și îndesat bănuții. Cred că costă în jur de 45 de euro. Acum am văzut că au apărut mai multe site-uri care sunt de încredere, de unde puteți să vă comandați în cazul în care nu ajungeți undeva în afară de unde să o cumpărați. Dar v-aș recomanda pentru că are o cantitate mare, are 29 de grame. Și pentru acele dintre voi care vă machiați doar pe voi, nu machiați și pe altcineva, o să vă ajungă o veșnicie. Trecem acum la niște produse de sprâncene și nu cred că o să fie nicio noutate pentru voi brandul despre care vreau să vă spun și anume Benefit. Știți deja că eu sunt înnebunită după ei și tot timpul cumpăr produse noi, dar cel mai și cel mai mult și produsele care merită cumpărate, achiziționate, investiția, sunt produsele lor de sprâncene. Eu am și rujuri de la ei, am și fond de ten de la ei, am și blushuri. Vă recomand și blushurile și pudra de contur, dar din acelea puteți găsi la prețuri mai bune și mai ieftine, dar dacă vreți neapărat să vă răsfățați și să folosiți niște produse calitative, eu vă recomand produsele de la Benefit de sprâncene. În special acesta, care se numește, stați să nu greșesc, 24 Hour Brow Setter, este genial. Nu se compară cu nimic. Am testat și am în colecție și în acest moment și ceara de la Anastasia, care îmi place foarte mult, dar aceea este unul la mână un pic mai complicat de lucrat cu ea, doi la mână trebuie prima oară să aplicați pe aceea și după aceea să aplicați produsul, pentru că altfel se șterge puțin și na, e un pic mai dificil de lucrat, dar cu acesta e un produs, aveți tot ce vreți în interior și merită bănuții. Da, știu, eu vă tot arăt în clipuri creionul acela de la Maybelline și asta pentru că îmi place să... Știți voi cum sunt hainele acelea de duminică când eram noi copii și părinții ne țineau haine de duminică și ne îmbrăcau cu ele doar duminica? Eu așa fac și cu creioanele acestea de sprâncene. Trebuie să recunosc, da. Pentru mine personal prefer să le folosesc pe acelea mai ieftine pentru că fac o treabă bună, dar atunci când vreau să mă răsfăț, atunci când am o clientă, atunci când vreau să mă simt mai specială, apelez la ele, astfel că vi le recomand și vouă. Următorul produs și următoarele... Hai să continuăm cu acesta. Primul și singurul meu produs de la Byteri este această paletuță cu farduri, cu produs pentru față, pe care ați văzut-o, dacă nu mă înșel și bine am calculat eu ordinea în care o să încalc aceste clipuri pe YouTube, în clipul anterior. Are un clip dedicat special, doar arată în felul acesta. Da, sunt micuțe pastiluțele, ați zice că nu merită bănuții, nici nu știu cât au, 2,3 grame are fiecare pastiluță, dar vreau să vă spun că merită tot răsfățul și toți banii, paleta costă 240 de lei, dar este superb. Și asta chiar a meritat toți bănuții. Am primit-o cadou, să ne înțelegem,
Dar dacă n-aș fi primit-o, aș fi dat cu cel mai mare drag cei 240 de lei pe această paletă ca să o am în colecția mea, pentru că este superbă. Și tot o paletă pentru față este și următoarea, este de la NARS. Cred că tot așa, la fel ca și la Laura Mercier, dacă sunteți pasionate de machiaj, dacă n-ați fi, probabil n-ați fi pe acest canal. Pentru că la mine de cele mai multe ori să vedeți machiaj și review-uri și produse de îngrijire a tenului. Sunt sigură că știți de brandul NARS, sunt sigură că știți de această paletă. Eu am cumpărat-o din Paris și cred că atunci se lansase de câteva săptămâni, cred. Sincer, eu nu știam de ea. Am fost doar la un magazin și nici nu mai știu, undeva lângă galeriile Lafayette, dar nu mai știu cum se numește magazinul unde a fost, aveau stand NARS. Și când am văzut-o, am zis, ok, trebuie să vii cu mine acasă, în România, și anume, mai exact, la Cluj. Este o paletă pentru față, care conține 6 produse. Acum se găsește și pe Look Fantastic, deci dacă o vreți, o puteți găsi la mai ușor. Nu trebuie să mergeți până în Paris după ea, niciunul de asta m-am dus după ea. Dar este cu atât mai specială. Eu v-am mai povestit că pentru mine produsele, chiar dacă sunt și la noi multe dintre ele, sunt cu atât mai speciale pentru că sunt cumpărate din anumite locuri și mi-amintesc de acea perioadă care a fost, de acele zile. Așa arată. Vă spunem că este o paletă cu 6 produse. Rândul acesta de sus este cu blush-uri. Aici avem un iluminator. Poate, în funcție de nuanța pielii voastre, se poate folosi și acesta ca iluminator și acesta este produs pentru bronzare. Mi-a place foarte mult, în special acestea două, după cum vedeți, sunt printre cele mai folosite. Dar este superbă și ce mi-a plăcut foarte mult la ea, ce nu mi-am dat seama atunci când am cumpărat-o, este faptul că este o combinație dintre un produs cremos și un produs pudră. Adică nu este nici pudră, dar nu este nici așa cremos. E o chestie foarte mișto și surprinzător, rezistă extrem de bine pe tenul meu gras. Dacă aveți și voi ten gras, știți că de obicei produsele de față, în special blush-ul, pe zona aceasta unde avem mai mult exces de sebum, se duce mai repede. Dar să știți că mie acest produs îmi rezistă toată ziua pe ten. Deci este... tot un brand care la noi nu se găsește. Am văzut că au mai început să mai apară prin Sephora tot felul de paletuțe, de minizuri, de produse de la ei, dar nu avem toată colecția. Sper la un moment dat să avem. Este brandul Tarte. Eu am de la ei 2 palete, dar vă recomand pe aceasta. Cred că a fost până 50 de euro, undeva între 40 și 50 de euro. Eu am cumpărat-o din Sephora din Franța, pentru că la noi pe atunci nu era nici măcar un singur produs de la ei și vă recomand special pe aceasta pentru că are niște nuanțe care pot fi folosite atât pentru machiajul de zi cât și pentru un machiaj de seară și în plus sunt nuanțe care, din câte am observat eu, marea majoritate a oamenilor și în special a femeilor le iubesc. Arată așa, nu știu cât de bine se vede pentru că este destul de lucioasă și voi vedeți camera și trepiedul, dar sunt nuanțele acestea 4, cum să vi le arăt. Nuanțele acestea 4 de aici sunt sidefate și restul sunt mate și în plus de asta puteți să vă faceți un machiaj mai light și tonurile acestea de nude se potrivesc oricăreia dintre noi, indiferent de vârstă, indiferent de culoarea pielii, de tonul pielii, indiferent de orice. Așa că merită. Vedeți că sunt la Sephora paletuțe din acelea micuțe cu 6 sau mai primiți cadou și un rimel. Da, sunt un pic mai scumpuțe, acelea micuțe din câte am văzut la Sephora sunt în jur de 100-100 și un pic de lei, dar să știți că produsul din interior și fardurile sunt extrem de pigmentate, extrem de rezistente. În funcție de pensula pe care o aveți, cât este de fină sau cât este de abrazivă, pentru că sunt și pensule de ochi care sunt un pic mai... nu sunt atât de fine, puteți să aveți și fallout, dar în general sunt foarte mișto și rezistă și se aplică foarte bine pe ochi. Acum aș vrea să trecem la un alt brand, foarte drag mie și dacă vreți mai multe detalii, tot așa am făcut și pentru acesta un top 5 și este vorba despre Dior. Da, sunt produse scumpe, sunt produse high-end, produse pe care nu și le permite oricine, însă tot așa cum am zis și la paletele Naked, dacă vreți o paletă una, dar bună și calitativă și care să arate foarte bine pe ochi și care... culoarea care o vedeți aici să arate și pe ochi, pentru că de foarte multe ori asta este problema la paletele mai ieftine.
în ambalaj, produsul este foarte pigmentat, este foarte intens, dar în momentul în care îl aplicați pe ochi, trebuie să puneți 2, 3, chiar 4 straturi ca să arate la fel de intens cum arată în paletă. Așa că cu acestea nu aveți probleme. Eu am paleta pentru conturarea feței. Acestea două sunt din gama Backstage. Această paletă ați mai văzut-o, știți deja, o iubesc, o folosesc. Paleta cu farduri pentru ochi, aveți 9 nuanțe, dar sunt perfecte și nu cred că aveți nevoie de mai mult dacă nu vă machiați foarte des și nu sunteți neapărat atât de pasionate încât să vă cumpărați multe, multe palete. Desigur, fondul de ten Dior Backstage, chiar am văzut zilele trecute că era la reducere la Sephora anumite nuanțe. Cred că prețul întreg este în jur de 200-201-202 lei. Și desigur, din aceeași categorie, un ruj. Este singurul care l-am eu în momentul de față. Este un ruj mat, pe care tot așa l-ați văzut în clip. Este nuanța 772. Iubesc numerele acestea. Dar să știți că este foarte rezistent, chiar dacă în momentul în care mâncați se duce, pentru că, da, nu este la fel de rezistent ca și un ruj mat, din acela lichid mat. Dar chiar dacă se duce, vă rămâne pe buze toată ziua încă puțin. Nu este la fel de intens ca și la început, dar chiar și așa rămâne și este foarte, foarte mișto și merită banii și nu vă usucă buzele deloc. Cred că este cam 200 de lei. Eu mai vreau să mai iau niște nuanțe. Mai avem puțin și suntem gata. Am vorbit destul de repede, sunt mândră de mine, sper să o continui așa. Vreau să vă vorbesc despre produsele Natasha Denona. Pentru că sunt foarte prezente la noi și pentru că pe Sephora au o mulțime, dar o mulțime de palete și sunt foarte mișto și le-aș vrea pe toate, cred că aș fi în stare să-mi cheltui toți banii pe paletele lor. Da, da, mă țin, sunt o fetiță cu minte și mă țin. În momentul de față am doar două paletuțe din acestea micuțe de la ea, două minisuri. Sunt acestea. Una este Mini Zendo, aceasta de aici. Și mai avem Mini Love Palette. Mini Love Palette are și un clip, aș putea spune, special dedicat ei. Este clipul cu machiajul de Valentine's Day pe care l-am recreat eu. Este aceasta. Da, sunt un pic mai scumpuțe, având în vedere că sunt doar 5 pastiluțe și costă cam 120 de lei. Dar să știți că o paletă din aceasta o să vă ajungă foarte mult timp. Este foarte ușor de luat în călătorii cu voi și în plus sunt foarte, foarte pigmentate. Deci nu pot să vă spun... Cred că dintre tot ce am eu la partea de farduri de ochi, se bate pentru primul loc cu Dior și trebuie să recunosc că se bate și cu Tarte. Dar vreau să vă spun, sunt geniale și în plus puteți să folosiți doar o singură paletă, atât pentru machiaj de zi cât și pentru machiaj de seară. Și pe lângă asta mai vreau să vă aduc în atenție și blushurile. Tot așa, eu am doar paleta aceasta, așa arată. Este Natasha Denona Blush Duo Palette 02. Eu doar pe aceasta o am, dar vreau să vă spun că este superbă, în special nuanța aceasta. O folosesc foarte mult timp, de foarte mult timp și o folosesc foarte des. Ați și văzut-o în multe din clipurile mele. Ați văzut-o și pe Instagram dacă mă urmăriți. Și vreau să vă spun că eu am cumpărat-o la reducere. Cred că am dat pe ea cam 120 de lei. A fost redusă de la 180. Dar sunt atât de pigmentate și atât de mișto încât merită toți bănuții. Și ultimul brand despre care vreau să vă povestesc și ultima paletă. Și cu aceasta a fost nebunie mare cu paleta aceasta. Este Huda Beauty New Nude. Eu mai am paletuțile acelea micuțe, care sunt la fel de mișto și care merită, însă dacă vreți o paletă cu nuanțe rozalii, cu nuanțe mai, aș putea spune chiar și nude, pentru că se potrivesc la destul de multe nuanțe de piele și tonuri de piele, este aceasta, așa arată. E foarte faină și chiar merită, știu că costă puțin mai mult. Cred că aceasta a fost în jur de 300-300 și un pic de lei, nu mai știu sigur, însă merită. Și dacă vreți o paletă mai micuță, puteți să vă luați acelea cu 9, care costă în jur de 150 de lei. Dar tot așa, cu toate aceste produse, în afară de Nars și de Tarte, care nu prea sunt pe la noi, celelalte produse, atât cele de la MAC, cât și cele de la Natasha Denona, cât și cele de la Urban Decay, cam din toate, dacă stați și vânați, ca să spun așa, site-ul Sephora,
la un moment dat o să le prindeți la reducere. Cele de la MAC găsiți atât pe site-ul lor, cât și pe site-ul de la Douglas. Și tot timpul au tot felul de reduceri. V-am zis, acum câteva zile au avut la fondul de ten, orice fond de ten alegeai, indiferent de nuanță, era 99 de lei, plus aveai transport gratuit sau mai plăteai în plus transportul. Dar mi se pare că se merită foarte bine și sunt niște produse în care chiar merită să investești. Chiar dacă ai nevoie și folosești doar pentru tine, îți trebuie un singur fond de ten. Dacă vrei să investești, cumpără-ți unul bun și calitativ, o să vezi că o să te țină foarte mult, o să arate foarte bine pe piele, o să se comporte bine, o să se aplice bine, o să reziste bine și tenul tău per total o să arate bine, la fel ca și la fardurile de ochi. Da, sunt un pic mai scumpe acestea care vi le-am arătat, dar în schimb merită și chiar le-aș recumpăra în momentul în care o să mi se termine, cu siguranță, dacă le mai găsesc și nu sunt scoase din producție, cu siguranță am să le recumpăr. Acesta a fost clipul de astăzi. Știu că nu este pentru toată lumea, știu cum este să nu-ți permiți, pentru că și eu am fost acolo la un moment dat și în continuare încă sunt la nivelul la care nu-mi permit să-mi cumpăr orice vreau eu. Dar dacă vreți ceva de calitate, strângeți-vă bănuții, vânați site-urile și în momentul în care găsiți ceva la reducere ce vă doriți, eu zic să vi le cumpărați. Sper că v-a plăcut. Am făcut un astfel de clip și cu produse puțin mai ieftine și multe mi-ați scris că vreți să vedeți și unul cu produse un pic mai scumpe, astfel că m-am gândit să fac clipul de astăzi. Mulțumesc tare frumos pentru vizionare. Dacă vreți și alte clipuri de la mine, nu uitați să vă abonați și să-mi dați un like în cazul în care vă place ceea ce fac. Și dacă vreți să vedeți mai multe din viața mea de zi cu zi, hai să ne cunoaștem și pe Instagram. V-am pupat! Pa!